găsit, dragi prieteni, după o vară călduroasă, iată că ne apropiem de toamnă, ne apropiem cu pași mari și știți foarte bine că toamna se numără boboci. Se numără bobocii, dar se numără și rezultatele, inclusiv în mediul universitar. Drept pentru care, în această seară, vom vorbi despre o facultate din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați, o facultate de prestigiu, o facultate cu renume. Și sunt aici lângă mine doi invitați de marcă. Este vorba despre domnul profesor doctor inginer Gabriel Frumușanu, directorul Departamentului de Ingineria Fabricației, și de asemenea domnul Răzvan Crăciun, asistent doctorand inginer la aceeași facultate. O facultate despre care poate că acum vreo 10 ani, domnilor profesori, foarte mulți dintre absolvenții din liceu poate că ar fi strâmbat din nas. Cum adică să mă duc să mă fac inginer? Dar o să încep prin a vă spune un lucru care sună glumă, dar cât se poate de serios, și anume faptul că acum vreun an s-a constatat că în România avem un vlogger la 240 de persoane, avem un videographer la 400 de persoane, avem un influencer la 500 de persoane. În schimb, ne avem oameni de meserie, specialiști, și aici mă refer deopotrivă la oameni cu studii superioare, dar și meseriașii aia care știu să-ți facă o grămadă de lucruri. Prin urmare, partea aceasta tehnică, cel puțin în primul deceniu după Revoluție, părea că se duce oarecum la o parte. Dar dintr-o dată, cel puțin în ultimii 2 ani, observ că există foarte multe semnale de alarmă în legătură cu lipsa specialiștilor în domenii vitale pentru economia națională și, în primul rând, lipsa inginerilor. Au dus greu, să spunem, foarte multă vreme facultatea de nave, că și acolo sunt tot ingineri, cei de la chimie alimentară, că și acolo tot ingineri sunt, dar iată că subiectul devine din ce în ce mai pregnant, tocmai datorită faptului că, așa cum spuneam, România duce lipsă de specialiști cu studii superioare în acest domeniu. Cum percepeți dumneavoastră, domnule profesor Gabriel Frumușanu, această situație actuală în România în general și în Galați în special? Că sunt convins că aveți și pe zona aceasta locală. Și în lume. Și în lume. Nu numai în România și în Galați. Ingineria a intrat cumva într-un nemeritat cont de umbră ca meserie potențială. Poate pentru că pare un pic mai greu să te faci inginer, poate pentru că există posibilitatea de a realiza câștiguri mai mari sau cariere mai spectaculoase în domenii la modă la un moment dat, așa cum la noi după 90 au erupt domeniul studiilor economice, domeniul studiilor juridice, domenii care poate au fost ușor neglijate înainte de 90, și atunci a existat un elan care încă nu s-a sfârșit, nu s-a domolit, se vede către așa meserii este, pentru care se pregăteau mai puțin specialiști. În timp ce ingineri, da, pentru că așa cum funcționau lucrurile înainte de 90, cei mai mulți absolvenți de studii superioare erau ingineri. Și atunci s-a creat poate și percepția asta, inginer. Inginer e ceva banal, normal, e plină lumea de ingineri, hai să fac un AS, hai să fac, eu știu, să mă fac jurist, să mă fac, eu știu ce altă meserie din asta mai nouă a apărut după anul 2000 chiar. Și ingineria a intrat încă o dată, zic, într-un cont de umbră, deși, până la urmă, sunt ingineri adevărat, pot fi acuzat că sunt subiectiv, dar inginerii fac lumea asta să meargă. Ceilalți o mai organizează, o mai constată într-un fel sau altul, o mai studiază, dar inginerii fac lumea asta să se învârtă. Și fără ingineri prea mult timp nu se poate. Și se vede asta în momentul de față și la noi, și în Galați. La noi, în primul rând, în momentul în care au început să vină firme serioase care au deschis diferite fabrici, din păcate mai mult în vestul țării și mai puțin în zona noastră, dar sperăm să recuperăm chestia asta, au început să se caute, așa cum spuneați, și specialiști meseriași, dar și ingineri. Și dacă pe vremea când am absolvit eu facultatea de mecanică, cum se chema atunci,
E tot una cu actuala facultate de inginerie, care între timp s-a unit cu facultatea de metalurgie. Deci, în momentul în care am absolvit eu facultatea de mecanică, eu am absolvit specializarea TCM, tehnologia construcțiilor de mașini, eram vreo 120 de studenți în serie. În momentul ăsta avem o grupă de TCM cu 20, să spunem, de studenți, deci mult mai puțin. Deficitul ăsta de numeric, dar și din păcate nu numai numeric, de specialiști, a generat și va genera treptat până când lucrurile se vor regla, pentru că lucrurile se reglează în timp, nimic nu e definitiv pe lumea asta și lumea asta toată e un mare sistem care se trece prin valuri, plusuri, minusuri, dar lucrurile se echilibrează până la urmă. Și în ceea ce privește meseria de inginer, se pare că am ajuns la un moment în care, căutându-se, inevitabil vor fi mai bine plătiți, inevitabil meseria își va recăpăta statutul, importanța, pentru că înainte de 90 era ceva deosebit să fii inginer. Percepțiile s-au schimbat, mass media, mai ales cea de mare audiență, nu ne-a sprijinit. Mai există când și când câte o emisiune în care auzi că se caută ingineri, după care sunt 10 emisiuni în care vezi ce fel câștigă, câți bani câștigă un sportiv, câți bani câștigă un manelist, câți bani câștigă, eu știu ce altă, un meseriaș din alt domeniu și uită din nou de ingineri. Da, își va aduce aminte cu siguranță încet. Cât de mult contează, domnule profesor, din perspectiva dumneavoastră, salarizarea, venitul unui inginer pentru un tânăr absolvent al facultății dumneavoastră? Eu zic că peste 50% contează sigur. Mult, pentru dar că cât? Cam cât așa? Tinerii au devenit mult mai pragmatici în zilele noastre, nu mai face nimeni o meserie din romantism sau prea puțin, pentru că sunt pasionați cu adevărat de ceva. Lumea trebuie să trăiască. De multe ori studenții noștri sunt, au poate chiar familie, au poate chiar copii și nu-și permit să, ca atunci când termină niște studii, să o ia de la salariu minim pe economie și să aștepte câțiva ani buni până când să aibă niște salarii ceva mai decente, să spunem. Deci contează cu siguranță și dacă ar fi, să spun, o mică răutate așa, cei care se plâng că n-au ingineri și nu-i găsesc, ar trebui să se întrebe și cu ce îi atrag. Pentru că, în afară de a spune, da, am nevoie, uite, vino și fă cu tare și cu tare, trebuie să existe și o recompensă pentru faptul că cineva vine să-ți rezolve o problemă pe care n-ai reușit să o rezolvi fără cineva o. Am înțeles. Domnule profesor Crăciun, sunteți asistent doctorand la această facultate. Acum, firesc, în urma celor spuse de domnul profesor, șeful de departament, șeful dumneavoastră de departament, v-aș întreba pe dumneavoastră, de ce ați venit la facultatea asta? De ce ați făcut și masterul, probabil, la facultatea asta? Și de ce faceți și doctoratul la facultatea de inginerie? Că sunteți acum caz de studiat, exact, pornind de la teoria domnului profesor, dumneavoastră puteți să fiți exemplu viu. Pe mine, dintotdeauna, m-a atras partea de inginerie și am să ajung până la prelucrări CNC, chiar și la imprimare 3D. Iar în cadrul departamentului, în cadrul facultății de inginerie, pot atât la nivel teoretic cât și practic să studiez și să îmi dezvolt cultura în acest domeniu mult mai bine. Sunt absolvent al facultății de inginerie la nivel de licență pe specializarea inginerie economică industrială. Mulți ar spune un hibrid între inginer și economist. Aș vrea să vă rog să mă lămuriți și pe mine, că nu sunt, sunt un profan în mat. Ce înseamnă inginerie economico-industrială? Și sunt convins că ar fi interesat și mulți dintre telespectatorii noștri. Din punctul meu de vedere, ar fi un inginer care combină, folosește atât datele tehnice, cât și cele economice, în ideea în care ar eficientiza poate construcția unei mașini sau construcția diverselor aparate, în ideea în care respecti din punct de vedere tehnic ce trebuie să îndeplinească mașina respectivă, dar și într-un buget cât mai restrâns pentru a folosi restul de bănuți în achiziția mașinilor, a sculelor așchetoare, de exemplu. Am înțeles. Prin urmare, dumneavoastră ați făcut licența, ați făcut masterul, da, și acum și doctoratul. Da. Doriți să urmați o carieră didactică, universitară, da? Da.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră producția din această perspectivă? Producția la nivel... Producția în sensul de colegii care au plecat să lucreze într-o societate comercială. El lucrează. Și eu lucrez în domeniul acesta, la o firmă chiar aici, în Galați, în domeniul construcțiilor de vinciuri și echipamente de punte. Cât despre colegii care, din păcate, au ales sau au fost nevoiți să plece din Galați sau din partea de est a României, din experiența mea pot spune că nivelul de salarizare i-a împins să caute un loc de muncă mai bine plătit pentru a-și putea forma o familie, pentru a se putea dezvolta. Dar lucrează în aceeași zonă sau pur și simplu au schimbat locul? Puțini au păstrat domeniul în care au terminat facultatea și continuă ca și ingineri. Am înțeles. Domnule profesor, aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că subiectul ăsta a fost dezbătut de-a lungul timpului de foarte mulți specialiști. Am avut aici alături de mine, inclusiv în emisiuni, pe domnul rector Lucian Georgescu, pe domnul prorector Silviu Stanciu, pe domnul președinte al Senatului Cătălin Fetecău și am vorbit și despre lucrul ăsta. Handicapul pe care îl are Galațiu, nu pentru că e în Moldova, ci pentru că este în capătul ălalt al țării, adică la granița cu, suntem granița de est, de răsărit a Uniunii Europene, prin urmare, cât de mult ar însemna pentru noi, asta am spus-o eu, o aderare, nu începuse războiul, ca să înțelegeți că nu mă gândeam la niciun fel de alt lucru, ce mult ar însemna pentru noi o aderare Ucrainei la Uniunea Europeană, în sensul dezvoltării infrastructurii, pentru că dacă Ucraina ar adera la Uniunea Europeană, clar s-ar face o autostradă care ar trece prin Galați să meargă la Odessa. Și asta înseamnă infrastructură și asta înseamnă că oamenii aia care ar vrea să facă o afacere nu se vor opri întotdeauna la Timișoara sau la Cluj sau la Sebeș sau alt. Cât de importantă este infrastructura sau ce alte lucruri poate sunt mai importante decât asta în alegerea Galațiului ca punct nodal pentru o afacere de succes care să implice folosirea unor absolvenți ai facultății dumneavoastră? Firește că infrastructura este importantă și ăsta este clar motivul pentru care investitorii care au venit din Uniunea Europeană au început cu partea de vest a țării. A existat un vizibil trend către a muta treptat afacerile tot mai la răsărit. Acum, din păcate, se va lua o pauză, probabil, din cauza războiului. Da. Dar, pe măsură ce zona asta de răsărit, unde forța de muncă e încă disponibilă și sunt condiții bune de afaceri, dacă aceste condiții sunt, va deveni interesantă. Acum, rămâne de văzut. Mai e ceva și sper că noi, conducători ai Galațiului, viitorii conducători ai Galațiului, vor face ceva mai mult pentru domeniul ăsta al industriei. Nu numai pentru nivelul vieții în oraș sau pentru eu știu ce alte lucruri s-au mai făcut bune, dar să facă ceva mai mult și pentru a atrage investitorii. Am fost acum câțiva ani la Alba Iulia, unde Universitatea Tehnică din Cluj vrea să a deschis, de fapt, și funcționează o extensie a specializării TCM de la Cluj și vreau să vă spun, nu că eram comisie Aracis, că eram comisia care urma să se pronunțe asupra capacităților de a funcționa acolo. Se evalueze. Dar, cred că într-o oră, ne-am întâlnit cu primarul, ne-am întâlnit cu președintele Consiliului Județean, ne-am întâlnit cu directorii câtorva firme mari din oraș, deci era evidentă deschiderea și dorința celor de acolo de a atrage studenți, de a... Spun că era Mircea Hava atunci. Domnul Hava era primar. Da, el are totuși o altă viziune asupra... Deci, exact, viziunea. Pentru că nu putem trăi doar pe baza consumului curent, ci trebuie să avem o viziune ce vrem să facem de fapt în zona asta. Poate că, pornind de la ce a fost Galațiu, pentru că Galațiu a fost un centru industrial puternic, am putea găsi, valorifica niște oportunități. Uite, se face și podul de la Brăila, poate să face și autostrada aia de care ziceați sau alta. Încet, încet să ne pună pe hartă cei care ne conduc, pentru că pentru mine, ca gălățean, ok, am fost foarte multă vreme mândru de orașul meu și plângeam când cineva zicea ceva rău de Galați. Acum, îmbătrânind așa, de vreo 10-20 de ani încoace, Galați nu mai e clar ce a fost. Și trebuie o viziune
și un efort susținut al celor care conduc orașul ăsta pentru a-l readuce și în circuitul economic și, ales, industrial, că nu mi-închipui că o să facem altceva decât industrie. Dar vă întreb, domnule profesor, și de fapt întrebarea este adresată amândurora. Suntem totuși, în afară de Iași și de Constanța, singurul oraș din zona de est a României, deci tot estul, de la nord-est până la sud-est, care are o forță de muncă calificată, înalt calificată. Da? Pentru că e o universitate foarte mare, are foarte mulți studenți, are foarte mulți absolvenți. Oamenii aceștia ar putea fi ținuți pe loc, adică nu ținuți pe loc în sensul nedezvoltării capacităților proprii, ci ținuți îngalați cu niște joburi pe măsură. Vreau să vă rog în primul rând pe dumneavoastră să faceți o întoarcere în trecut și să-mi spuneți cât de mult însemna combinatul siderurgic pentru absolvenții facultății și pe urmă pe dumneavoastră să vă întreb cum percepte, care este viziunea dumneavoastră în legătură cu acest subiect, o forță de muncă înalt calificată, Universitatea Dunărea de Gest este un combinat de creiere aici, da? Și modul în care aceste creiere ar putea fi stopate din exod. Vă rog, domnule profesor. Da, deci eu am terminat facultatea în 1988 și am lucrat, înainte să ajung la universitate, doar 2 ani, dar am lucrat 2 ani în combinat. Și în momentul în care am lucrat în combinat, pe lângă faptul că eram TCM și era firesc să știu despre lucrurile astea, deși până la urmă am lucrat în uzina de produse plate la minorul de benzi la rece, existau 4 secții, PM1, PM2, ba nu, 3, PM3, dar exista și turnătorie mixtă și... Deci existau secții mari de fabricație de tipul celor care atrag specialiști din domeniul departamentului nostru. Deci erau câteva, dacă nu greșesc, erau vreo 5.000 de oameni care lucrau doar în secțiile astea de prelucrări mecanice, plus specialiștii care lucrau pe flux, tehnologii, cum erau ei numiți, plus ceilalți care mai lucrau, economiști, ce mai erau ei, automatiști în ultimii ani când începuse. Dar din ce vă aduceți aminte dintre absolvenții, primii absolvenți ai promoțiilor pe care le-ați gestionat, câți rămâneau îngalați? Mult mai mulți. Adică rămâneau 80% îngalați? Că totuși Galațiu atrăgea pe vremea da, și din Brăila, din Buzău și din Vrancea, deci din Tulcea. În primii ani de după 1990 exista încă industrie funcțională, industrie semnificativă. În afară de combinat care era ce era, era un monstru, dar în sensul bun al cuvântului, mai exista, bineînțeles, șantierul, dar acolo, și acolo sunt navaliștii. Dar exista întreprinderea mecanică navală, exista întreprinderea... IMH, mecanică de echipament hidraulic, o întreprindere care se va transforma acum, e o ruină și va apărea un mall acolo, dar existau echipamente... Existau echipamente de înalt nivel tehnologic. La minorul. Exista la minorul, LTG-ul, deci existau multe întreprinderi, SCL-ul, deci sârmă cuie și lanțuri, 11 iunie cu produse prelucrate prin deformare plastică. Cu alte cuvinte, exista o piață era pentru noi, toți. Era, asta era o piață formidabilă și cum să nu rămână oamenii aici când... Și salariile în momentul ăla încă nu exista dezechilibru care s-a instituit. Erau salarii bune? Salariile? Păi dar când eu lucram în combinat și când am plecat din combinat, soția mea a rămas acolo și ani buni a câștigat de 2-3 ori cât mine. Dumneavoastră fiind profesor. Eu fiind, bine, asistent, șef de lucrări, da. Nu eram profesor pe vremea, dar oricum salariile erau bune, erau mai bune, foarte bune în combinat și în general erau bune în domeniul industrial. Domnule profesor Crăciun, timpurile pe care le trăiesc eu, puțin colegi aleg să meargă în combinat pentru tabără de vară sau să găsească un loc de muncă în cadrul combinatului. Mai sunt întreprinderi precum Damen. De ce? De ce nu vor la combinat? Sunt salariile neatractive? Nu pot vorbi la nivelul întregului combinat, dar... Sunt zone cu salarii neatractive. Colegii care, din promoția mea, care au optat pentru un loc de muncă în cadrul combinatului, au spus că nu erau mulțumiți de salariul pe care îl primeau. Și chiar și în 5-10 ani, conform grilei de salarizare, nu ar fi ajuns la un trai decent în Galați. Am înțeles. De aceea au optat să fie să găsească
în Galați, tot în Galați, dar în alt domeniu, în loc de muncă, unde nivelul salarial e mai, mai bun, sau să plece spre partea de vest a României. Acum, pe lângă combinat, din punctul meu de vedere, mai sunt întreprinderi precum Damen, Cryomec, chiar DMT Marine Equipment, care asigură un nivel salarial bun, însă majoritatea studenților le este frică de salariul de început, unde nu înveți absolut toate detaliile despre parte de inginerie, indiferent că vorbim de prelucrări prin așchiere, parte de hidraulică, inginerie electrică și nu numai. Nu sunt lucruri care se învață în facultate? Sunt lucruri care se învață în facultate, dar până la cele mai mici detalii, sau să zici că poți să faci un panou electric, de exemplu, în 20 de minute, nu e un lucru pe care îl... Deci nu e problemă de salarizare, ci de îndemânare, ziceți. Îndemânarea studenților. Am înțeles. În cadrul facultății avem laboratoare destul de bine echipate și în continuare se investesc în diverse... Știam lucrul ăsta într-un interviu pe care l-am luat domnului rector și vorbea cu foarte multă încântare despre investițiile care se fac din această perspectivă. Dar aș vrea să vă întreb, domnule profesor, dacă aveți în continuare parteneriate cu societăți comerciale din Galați, unde studenții se meargă în practică. Există astfel de parteneriate. Din păcate a fost un recul în ultimii 2-3 ani din cauza pandemiei, care ne-a împiedicat măsurile astea de securitate sanitară, practic ne-au blocat activități de genul practicii. Am făcut doar eventual vizite sau activități mai puțin consistente, dar parteneriate au existat întotdeauna și vor exista, vorbind de la combinat și mergând până la firme de dimensiuni mai mici, cu câteva zeci de angajați, deci parteneriate au fost și vor fi. Chiar și, cum a zis Răzvan, la DMT, au fost studenți de-ai noștri și pot să se mai ducă în continuare. Există posibilități, aici intervine și cealaltă fața monedei și l-aș completa ce a zis Răzvan. Nici, din păcate, și tinerii din zilele noastre sunt un pic mai, sunt pragmatici, așa, știu ce vor, dar nu știu cum să facă lucrul ăsta. Ar ieși cumva și ce a zis Răzvan, trebuie și un pic de răbdare la începutul unei cariere, adică nu poți dintr-o dată să ceri un salariu cât al unui senior. Trebuie să ai un pic de, cum să spun, umilință, să înveți meserie. Facultatea te învață niște principii generale, te învață să gândești. Poți să faci practic, dacă ai noroc, poți să folosești exact ceva de genul ce ai făcut în facultate, dar lumea asta e foarte diversă. Dacă înveți în facultate, îți dai silința, în momentul în care ajungi într-un loc unde se face ceva anume, te poți adapta repede, ți-e mai ușor. Treci peste ucenicie mai simplu, dar oricum e nevoie, nu mai e posibil la nivelul tehnologic de azi să nimerești, sau e o mare șansă să nimerești ca ceea ce ai studiat cu titlul de studiu de caz sau știu eu în facultate, fix aia să faci și acolo unde te vei duce. De fapt, facultatea îți dezvoltă puțin capacitatea de a gândi, de a rezolva o problemă, de a aborda o problemă, de a o rezolva. Și în momentul în care te duci undeva, studiezi, adaptezi, te specializezi, te adaptezi și ajungi un specialist bun într-un anumit interval de timp. Dar îți trebuie un pic de răbdare, de dedicație, de ceea ce poate că în momentul ăsta lipsește. Sper că iarăși și din punctul ăsta de vedere lucrurile se vor regla și o să ajungem la... Până la urmă este o atitudine care de-a lungul timpului a fost, să spunem așa, prezentată pe larg de media. Oamenii au înțeles că se pot câștiga foarte ușor bani în cu totul și cu totul alte domenii. Mi-ați adus aminte, să știți, în momentul în care ați vorbit despre un moment când aici la televiziune, a venit pe vremea când eram eu directorul televiziunii, cineva, căutam un director de publicitate, un director de vânzări și mi-a spus cât vrea salariu și era o sumă colosală, nici eu nu luam salariu ca director și patron al televiziunii. Și am spus, păi eu sunt directorul și eu n-am salariul ăsta. Și el foarte lejer mi-a spus, pe lângă bonusuri, mașină de serviciu, telefon și toate alea, mi-a spus, păi nu e obligatoriu ca directorul să aibă într-o firmă cel mai mare salariu. Și am spus, corect, dar ăla care are cel mai mare salariu trebuie să aducă măcar de două ori mai mulți bani decât ia. Și am zis, dovedește lucrul ăsta și pe urmă pornești să faci.
Bineînțeles că n-a putut să dovedească, l-am plătit două luni și pe urmă a plecat de unul singur, nici măcar n-a trebuit să-i mai zicem mai. Bun, ne întoarcem la facultatea dumneavoastră. Când s-a înființat facultatea de inginerie? Mă rog, facultatea de mecanică, cum s-a numit ea inițial? În Institutul Politehnic s-a înființat undeva prin anii 50, dacă nu mă înșel, nu? Da, există anul viitor, în 2023, vom sărbători 75 de ani de învățământ superior în Galați. Chiar domnul rector ne-a spus că intenționează să marcheze în mod deosebit acest eveniment. Și cum învățământul ingineresc din domeniul fabricației, cum se chema el la vremea aia, ce Institutul Mecano-Naval sau ce-o fi fost, a fost practic piatra de temelie a acestei universități care suntem astăzi. Deci învățământ de tipul ăsta ingineresc în Galați este cam de 74 de ani, dacă la anul 75. Cu alte cuvinte, facultatea dumneavoastră este una dintre pietrele de temelie categoric și ale învățământului superior. Specializarea pe care eu am absolvit-o, tehnologia construcțiilor de mașini, TCM, cum e cunoscut așa mai familiar spus, a sărbătorit de curând, cred că anul trecut sau acum 2 ani, deja pandemia asta mi-a alterat un pic percepțiile, dar oricum sunt 60 de ani de TCM. Am trecut de 60 de ani de TCM la Galați. 61-62 de ani de TCM avem în momentul ăsta. Deci sunt specializări de tradiție. Cum este organizată în acest moment facultatea? Câte departamente? Facultatea este structurată pe 4 departamente. Departamentul nostru Ingineria Fabricației, un departament mai apropiat nouă ca cel puțin spectrul de discipline, departamentul Ingineriei Mecanică. De asemenea, un departament de tradiție și cu multe realizări de-a lungul timpului, departamentul de sisteme termice și autovehicule rutiere. Și mai există, iarăși, de fapt, toate de tradiție, departamentul de inginerie a materialelor și a mediului. Codița asta cu a mediului e mai nouă, dar inginerea materialelor, metalurgie, de asemenea, se face la Galați de foarte multă vreme. Deci suntem 4 departamente. Cel de-al treilea, dacă nu mă înșel, se numea mașini termice. Fostele mașini termice, da, care acum au ca principală specializare autovehicule rutiere. Este o specializare căutată. Vin studenți? Da, vin, pentru că autovehiculele, automobilele, tot ce începe cu, nu tot ce începe cu auto, dar tot ce e legat de mașini atrage, mașini de-astea de mers pe stradă. Și aici există o percepție, deci am fost acum vreo 3 ani la o vizită la Dacia Pitești, am fost marcat de ce am văzut acolo, deci este o întreprindere formidabilă, nu pare, la televizor se zice mai puțin despre asta, dar au o tehnologie grozavă acolo și lucrurile sunt organizate foarte bine, dar ce vreau să spun este că jumătate din inginerii lor sunt tecemiști și jumătate sunt ingineri din domeniul autovehicului rutiere, pentru că ea de fapt mai mult proiectează, deci cei de autovehicule proiectează, tecemiștii fabrică autovehiculele astea, deci ați întâlnit și absolvenții de la Galați? Avem, dar avem absolvenți. Primul și cel mai notabil exemplu este un absolvent de inginerie economică industrială care a făcut un proiect foarte frumos, specializarea asta îmbinând, așa cum a zis Răzvan, aspectele economice cu cele tehnologice. A făcut un proiect de diplomă integrat cu o temă primită și îndrumată și cu un specialist de acolo și de un coleg de-al nostru. Și a fost așa de bine apreciat încât l-au angajat pe loc în momentul în care a terminat studiile și mai sunt și alții, dar se ajunge, mă rog, indirect să spunem, Piteștiul nu e foarte aproape, însă sunt convins că nici departe nu e. Au urmat și alții, la câți TCM-și sunt acolo, cu siguranță sunt și de București, barieră, ca să și absolvenți de noștri. Da, dar asta este structura, apropo de ce m-ați întrebat, deci avem 4 departamente, avem în momentul ăsta 6 specializări, avem tehnologia construcției de mașini, inginerie economică industrială la departamentul nostru, autovehicule rutiere la STAR, la fost de mașini termice, avem inginerie mecanică la inginerie mecanică și avem amenajări hidrotehnice și protecția mediului,
inginerie medicală și 7 specializări. Și inginerie medicală, foarte da, interesant. Și cu ce se ocupă aplicată în inginerie mediului. Exact, inginerie medicală. Aici e o specializare relativ nouă care poate încă își caută cumva locul, dar în principiu se ocupă de partea de aparatură în domeniul medicinei, pentru că și acolo sunt niște scanere, sunt niște, chiar brațe robotice care acum, deci se practică operații care nu mai sunt făcute fizic de chirurg, ci prin intermediul unor roboți. Deci există suficient de multă inginerie și în domeniul medical și toată aparatura asta trebuie proiectată, întreținută, exploatată de personal în general înalt calificat, deci ingineria mecanică își are locul ei. E ceva mai nou, o specializare mai nouă apărută, cred că și în România, numai la Galați, dar e o specializare interesantă. Am înțeles. Domnule profesor Crăciun, sunteți galățean? Da. Prin urmare, asta e unul dintre motivele care v-au făcut să rămâneți în Galați la Universitatea Dunărea de Jos? Unul dintre principalele motive pentru care am ales să rămân în Galați, da. Și în al doilea rând, faptul că v-a pasionat, așa cum spuneați, domeniul la care vă referiți. Da. Ce înseamnă pasiunea pentru inginerie? O spune un profan, repet, o persoană care are sentimentul în permanență că a făcut matematica cu femeia de serviciu, care a făcut un liceu de filologie, o facultate de istorie și filosofie, un doctorat pe istorie și așa mai departe. Ce înseamnă ingineria pentru dumneavoastră, dacă e să o catalogați în câteva cuvinte? Sau pot cataloga în câteva cuvinte. O pasiune, o plăcere de nedescris. În special că am reușit să combin partea tehnică cu partea economică în lucrul la care am lucrat, am studiat și am lucrat toată viața. Și în continuare sunt surprins că cu cât lucrez mai mult, cu atât descoper mai multe lucruri și îmi pot mări cunoștințele. Poți să faci inginerie, de pildă, dacă nu-ți place? Dacă nu-ți place domeniul? Doar cu un salariu atractiv, da. Dar este un domeniu plăcut. Chiar și să poți să construiești ceva folosind doar mâinile tale, două cuie și câteva lemne, tot îți oferă o plăcere, o satisfacție de nedescris. Să poți face tu un lucru cu mâna ta. Cu mâinile tale, da. Am înțeles. Domnule profesor, specializările dumneavoastră, cel puțin cele vechi, cele cu tradiție, sunt întâlnite, evident, în toate celelalte centre universitare cu vechime. Bucureștiu, este Iașu, presupun că mai sunt și zonele astea, Brașov, nu știu dacă Bacău are, dar Brașov are. Bine, nu mai vorbim de Ardeal. Prin urmare, aveți concurență. Da. Aveți o concurență destul de mare. Cum reușiți să faceți față acestei concurențe? Pentru că oamenii se duc și iarăși fac apel la acel interviu luat domnului rector Lucian Georgescu, când vorbeam despre faptul că, iată, studentul se duce la facultate 4 ore sau 6 ore, dacă se duce. Și în celelalte ore, dacă nu doarme, și nu doarme un student foarte mult, vrea să se distreze. Din păcate, altfel se distrează în Cluj sau în Timișoara sau în București, pentru că, evident, ăsta e un lucru pe care nu-l mai poți gestiona tu ca instituție de învățământ superior. Sigur că te poți implica, poți conlucra cu factorii locali, dar e un piculeț mai greu. Cu alte cuvinte, aveți de-a face cu o concurență acerbă și din punct de vedere, să zicem, profesional, da? Sunt centre universitare de tradiție, dar și acest lucru care poate părea subiectiv, dar contează foarte mult, pentru că eu cunosc o grămadă de oameni care au spus, domnule, știu că sunt profesor bun la Galați, dar plec la București că vreau să mă distrez. Cum faceți cu această concurență? Cum o gestionați? Deci, dacă la nivelul cadrelor didactice care lucrează cu studenții, eu zic că stăm foarte bine. Avem specialiști cu realizări deosebite. Dotările sunt destul de bune și conducerea, așa cum ați spus și dumneavoastră, face eforturi să ne sprijine. Urmează într-un viitor foarte apropiat, cam în 2 luni, să primim un echipament de un centru de lucrare cu comandă numerică care a costat vreo 100.000 de euro, dar e de fabricație 2022, adică e ceva ce poate fi
utilizat și pe didactic și pe cercetare. Deci cu dotările iarăși stăm destul de bine și vom sta, sunt convins, cu sprijinul conducerii actuale a universității și mai bine. Partea despre care pomeneați este o mare problemă. Deci am fost în licee pentru a vedea care mai e pulsul, pentru a ne face un pic de promovare apropo de specializările pe care le avem la facultatea noastră și am primit și răspunsuri, dar ce să fac în Galați? Aici... N-aș știu ce să răspundeți. E un pic mai greu. Și asta și posibilitățile de a lucra pe parcursul facultății și cum sunt plătite joburile pe care și le poate lua un student part-time sau eu știu cum ar mai putea lucra, sunt foarte importante pentru a-i atrage pe studenți și pentru a-i ține pe studenți undeva. Ceea ce ne poate ajuta este, așa cum a zis și Răzvan, că pentru un gălățean cel mai simplu e să rămână în Galați, cel mai ieftin și la vremurile astea n-ar fi de neglijat aspectul ăsta și faptul că poate într-un context de genul pe care l-avem noi aici te faci mai ușor remarcat dacă ești bun și muncești și încerci să faci ceva din cariera ta, din viața ta. Dar în ceea ce privește posibilitățile de petrecerea timpului liber și posibilitățile de câștig disproporționate est-vest, sunt un handicap cu care ne luptăm în mod clar. De obicei, care este zona de unde, bazinul din care extrageți candidații și apoi studenții? De la liceele tehnologice, presupun? Da, deci există un filon de mijloc, să spunem. Dacă în ceea ce privește absolvenții de la Vasile Alexandrie, eu am absolvit Vasile Alexandrie și am vrut să fac TCM și am fost fericit că am putut să fac TCM, dar erau alte vremuri cu liceații. Dar absolvenții de la Vasile Alexandrie, în momentul ăsta, nu rămân, cred că, nici în țară prea mulți, dar emite în Galați. Sunt de asemenea alte 2-3 licee de top care exportă, ca să spun așa, absolvenții în alte orașe și alte țări. Noi ne aducem candidații de la liceele tehnologice, dar nu neapărat. Avem la inginerie economică, ne-am trezit într-un an că aveam destul de mulți studenți de la liceul cu profil sportiv de la filiera științele naturii. E foarte greu. Noi încercăm să facem niște studii din astea, să vedem de unde vin candidații. Avem, practic, din mai e ceva. Studenții noștri vin din liceele unde se ia bacul, pentru că sunt licee unde, din cât termină, iau bacul 5, 10, 12, 15 și atunci e greu să spui că ai studenți... Aveți și studenți mulți, presupun, care vin din județele vecine? Nu sunt așa mulți, din păcate. Probabil că cei de la Brăila se duc la Brăila. Cei de la Brăila, unii vin, unii rămân acolo, mai vin de prin Tulcea, Vrancea, poate Vaslui, dar cam atât. Și din păcate, chiar și din nordul județului e o luptă destul de aprigă cu Iașiul, pentru că nefiind așa de departe și Iașiul fiind un centru puternic de tradiții și Iașiul un oraș care mie cel puțin îmi place în mod deosebit, da, fac 100 de kilometri în plus, dar dacă tot trebuie să fac naveta, nu stau acasă, stau la cămin, măcar mă duc la Iași. Dar sunt și aici ar trebui poate să insistăm mai mult, să ne facem o leacă mai mult cunoscuți în comunele mari care au licee unde sunt mulți copii care termină și care ar putea fi studenții noștri. Și în județele, dar în principiu bazinul este centrat pe Galați. Cred că poate un 60% sau ceva de genul ăsta, cel puțin sunt din Galați. Am înțeles. Cum a mers admiterea? Întrebarea este pentru, presupun că ați fost implicat în procesul de admitere. Cum a mers admiterea anul ăsta în comparație cu anii precedenți, ani precedenți care au fost marcați pe îndoială de acutizarea pandemiei și a faptului că s-a făcut și înscrierea online? A decurs destul de bine, în ciuda faptului că avem un număr redus de studenți în comparație cu anii din urmă. Însă urmează acum a doua sesiune în care studenții pot veni să se înscrie la facultate, dar vreau să mai adaug un număr de beneficii din cadrul Facultății de Inginerie cu care concurăm cu diverse instituții universitare, precum bursele de merit sau excelență pentru studenții care chiar își dau silința să învețe
Și în ce condiții se iau? Haideți să spunem și lucrul ăsta, ca cei care ar fi tentați să vină să fie atrași de așa ceva. Pentru bursa de excelență trebuie să ai o medie minimă de 9,50 și activități în cadrul facultății, precum concursuri de proiectare folosind diverse programe specializate, cum ar fi AutoCAD, CATIA, Inventor și nu numai, programe, concursuri de voluntariat în cadrul facultății. Asta e pentru excelență. Pentru bursa de excelență. Aici chiar trebuie să fii foarte bun. E pe bază de dosar. Da. Deci trebuie să fii foarte bun. 9,50 pe bază de dosar. E notă mare. Da, da. Așa, o medie mare. Celelalte beneficii care mai sunt? În funcție de numărul de studenți din grupa respectivă, se face un raport și, să spun, primii 3, primii 5, dar depinde câți studenți sunt înscriși în grupa respectivă, vor beneficia de bursă de merit. Aici se pot încadra și studenții care au media 8,50, nu neapărat 9,50, dar premiați sau beneficiarii vor fi cei care își dau silința și vor să învețe cu adevărat. Pe lângă aceste burse mai aveam și programul Erasmus Plus, în care studenții pot pleca în Europa, în diverse instituții, pentru a cel puțin un semestru sau chiar două, respectiv un an universitar. Sunt studenți care pleacă? Da, eu sunt unul dintre studenții care a beneficiat. Unde ați studiat? Porto, Portugalia. Am mers în Portugalia un semestru la master. De ce Portugalia? Bine, eu știu de ce, că am vizitat-o ca turist, dar de ce Portugalia este extrem de atractivă pentru foarte mulți studenți și nu numai de la dumneavoastră, de la alte facultăți? Au un sistem de învățământ foarte bine pus la punct? Foarte bine pus la punct, laboratoare cu echipamente de ultimă generație, profesori care sunt bine pregătiți și caută să te învețe absolut ce știu ei și în cazul în care nu știu să-ți răspundă la ceva, se documentează și următoarea oră vin și îți răspund la întrebarea pe care ai avut-o la nelămurire, încearcă să caute exemple, să te pregătească pentru posibilele probleme în domeniul în care studiezi, în care te pregătești. Am înțeles. Deci iată un set de beneficii pentru cine devine student al facultății de inginerie, care fără îndoială ar trebui să-i atragă pe cei cu astfel de abilități, pentru că, așa cum spuneam și cum de altfel a și adăugat domnul profesor, cred că se apropie foarte, foarte grăbită perioada aia în care nu vom mai avea ingineri. Și în momentul acela, conform regulii cererii și ofertei, va crește. Se simte, domnule profesor, faptul că nu mai sunt ingineri și cei de la societățile comerciale care au nevoie de ingineri încep să umble la salarii? Vedeți lucrul ăsta? Greu de spus deocamdată, se simte prin ofertele de angajare pe care le primim. Dar vin la dumneavoastră să zic, avem nevoie, recomandă-mi un inginer bun, recomandă 3-4 ingineri buni. Dar, așa cum spuneam, inginerii ăștia, tinerii ăștia sunt și pragmatici. Nu poți să iei un om să-l convingi să vină la tine dacă nu-l și motivezi un pic. Nu la nivelul de a câștiga mai mult ca directorul, cum ziceați, dar de a-i arăta că totuși are un anumit statut acolo. Dar există, suntem în punctul în care cerere deja există, trebuie ca faptul ăsta să ajungă la cei care termină liceul și chiar la cei care sunt în licee în momentul ăsta, ca să se facă declicul, să realizeze că se caută, că au șanse mai multe decât au fost acum 2 ani, 5 ani, 10 ani și că ar fi o idee bună, dacă vreți, uite, aș zice așa, celor care urmăresc emisiunea asta, e o reclamă de care e greu să scăp și dacă tu ești 10 minute la televizor pe zi, aia cu varul, cu ial acum și hai să mulțumești peste 20 de ani. Eu vă zic, veniți acum la inginerie și o să vă mulțumiți și o să ne mulțumiți peste 5 ani, peste 10 ani, pentru că veți avea un avantaj, veți lua startul mai devreme decât cei care o să constate, uite cât au ajuns salariile, ia să mă duc și eu. În momentul ăla vor fi deja pe drum câteva serii de ingineri care s-ar putea să le ia înainte, așa că ar fi un moment foarte bun pentru cei care au terminat liceul și au luat bacul să se îndrepte și spre inginerie. Dumneavoastră, domnule profesor Crăciun, cum simțiți situația dacă sunteți în acest moment și în
în producție. Simțiți că începe să se schimbe, că încep să se schimbe inclusiv, să zicem, punctele de vedere ale patronilor, acționarilor, societăților comerciale care au nevoie de ingineri și văd că nu-i mai au și că trebuie să facă rost de specialiști? Datorită cererii foarte mari, cât și a nevoii de oameni calificați, de ingineri care știu să lucreze, da, pot spune că angajatorii oferă diverse beneficii ca să compenseze nivelul de salarizare pentru a atrage, dar și pentru a păstra ingineri în cadrul diverselor companii, întreprinderi. Diferența, aș vrea să vă întreb, diferența între salarizarea unui inginer la Galați și salarizarea unui inginer la Timișoara, să spunem? 1 pe 2, 1 pe 3. E chiar în halul ăsta? Da. Dar și cheltuielile sunt pe măsură. Bine. În funcție de locul unde se desfășoară activitatea. Asta înseamnă că, practic, dacă e 1 pe 2, rămâne 1 pe 1. Dacă e 1 pe 3, îi mai rămâne și ceva în buzunar. Da. Bun, suntem pe final de emisiune. Colegii mei au făcut semn că mai avem 4 minute exact, așa că la final aș vrea să vă rog, pentru că se apropie această a doua sesiune de admitere, sesiunea din septembrie, da, mâine vine toamna, da. Să adresați un mesaj celor care se gândesc să devină ingineri. De ce să devină ingineri? De ce la Galați? De ce la facultatea dumneavoastră? Domnule profesor, camera vă așteaptă. Eu sinteza ce am discutat până acum. De ce ingineri? Pentru că e o meserie care sigur e căutată și în momentul ăsta și va fi din ce în ce mai căutată. Deci așa cum alții se duc poate în armată și zic sau în poliție că e o meserie sigură, și meseria de inginer are un viitor sigur. Nu poate exista lumea asta fără ingineri. Apoi, de ce la Galați și de ce la facultatea noastră? Pentru că pot să-și obțină niște competențe de care au nevoie mai departe, la fel de bine la noi ca oriunde în altă parte, cu ceva mai puțin efort, poate cu o atitudine mai prietenoasă, pentru că atunci când studenții sunt mai puțini, poți să ai mai multă grijă de ei. Există dotări, există multe șanse care pot fi valorificate și a nu se uita că ingineria a evoluat foarte mult și ceea ce se studiază în momentul ăsta la noi nu mai e ingineria pe care chiar eu am învățat-o acum 35 de ani. E o inginerie care înseamnă foarte multă informatică, proiectare asistată, prelucrare asistată, imprimare 3D, mașini cu comandă numerică, deci lucruri actuale, IT în altă formă, un IT aplicat, nu un IT care face jocuri și softuri propriu-zis, dar care face, tot softuri face până la urmă. Deci e o meserie interesantă care poate da multe satisfacții și eu zic că ar fi o afacere foarte bună dacă ați veni la TCM sau la Inginerie Economică sau la oricare dintre specializările Facultății de Inginerie. Mulțumesc, domnule profesor Frumușanu. Domnule profesor Crăciun. Aș vrea să mai menționez și un beneficiu, dacă tot am spus că studenții, viitorii studenți, vor veni și își vor da silința, vor fi remunerați financiar, vor beneficia și de tabere studențești la mare sau la munte, în diverse locații în România, iar universitatea le va suporta cheltuiala cu cazarea și masa. Din experiența mea, vă recomand să veniți la Facultatea de Inginerie. Sunt absolvent al Facultății de Inginerie la nivel de licență, de master și în momentul de față de doctorat. Intenționez să am o carieră în domeniul didactic. Profesorii sunt mereu deschiși și dornici să ajute, să te învețe din experiența lor și nu numai. Iar faptul că cererea este într-o continuă creștere de ingineri în România și nu numai, vă asigură faptul că atunci când veți căuta un loc de muncă, în domeniul ingineriei puteți găsi oricând cu ușurință. Mulțumesc tare mult, dragi prieteni, aici se încheie emisiunea noastră. Au fost alături de dumneavoastră domnul profesor doctor inginer Gabriel Frumușanu, șef departament Ingineria Fabricației, de asemenea domnul asistent doctorand inginer Răzvan Crăciun.
Am vorbit, iată, despre frumusețea meseriei de inginer, despre utilitatea acesteia, despre faptul că în curând lumea îi va căuta pe ingineri, pentru că nu mai avem ingineri în România. Prin urmare, iată tot atâtea motive pentru care vă îndemn ca, iată, la început de toamnă să veniți la Galați, la Universitatea Dunărea de Jos și să vă înscrieți de această dată. Dacă aveți abilități tehnice și dacă vă place să puneți mâna pe ceea ce spuneau invitații mei, Ciocan, deși nu mai vorbim de Ciocan și două cui, acum vorbim despre mașini cu comandă numerică sau imprimante 3D, și să veniți, cum spuneam, să vă înscrieți la Facultatea de Inginerie. Eu sunt Cătălin Negoiță. Ne vedem în curând, pentru că începe toamna și încep și emisiunile noastre. La revedere!